Bună seara, doamnelor și domnilor! Bun găsit la emisiunea Ce vor plantele, Ziua Internațională a Vegetalelor, îmi spune colega mea că sărbătorim astăzi. Noi sărbătorim în fiecare zi a săptămânii această zi pentru că ne ocupăm de sănătatea acestor plante. Și în această seară, alături de mine, este invitatul emisiunii, doctor inginer Horia Ghibu, specialist în protecția plantelor. Bună seara, bine ați revenit! Bună seara, bine v-am găsit! Și tot despre vegetale și tot despre sănătatea plantelor vorbim și cu dânsul, dându-ne cele mai bune soluții de fiecare dată. Aveți la dispoziție cele două numere de telefon unde puteți să intrați în direct cu noi și dacă am vorbit de cele două numere de telefon, deja așteaptă spectatorii noștri dragi să intre în direct cu noi. Alo, bună seara, vă ascultăm. Alo, bună seara. Bună seara. Bună seara. V-aș întreba și eu, am avut niște mușcate de fereastră, de casă. Da. Și asta iarnă mi-au murit, deci pe parcurs mi-au murit toate. Au luat-o, au negrit de sus până jos. N-am mai salvat nimica. Așa. Mi-au negrit și mi-au murit. Ce s-a întâmplat? Deci acolo dumneavoastră ați avut ori n-ați știut cum să le conservați sau a intervenit o bolă sau un dăunător care le-a afectat. Acum, dacă sunt moarte, nu mai avem ce să le facem, dar pe viitor, pământul care îl aveți la ele să nu-l folosiți, îl aruncați. Da. Da, da. Pământul ăla îl aruncați și vă cumpărați alt pământ dacă cumpărați alți butași. Da, și, da. Și îi replantați. Da? Da. Și ne ascultați, noi o să spunem pe parcursul primăverii ce trebuie să faceți când scoateți plantele afară, cum trebuie să le stropiți, cum trebuie să le administrați îngrășăminte foliare și așa mai departe. Nu le-ați udat foarte mult? Poftim? Nu le-ați udat foarte mult? Cred că și asta udatul și eu le-am la o centrală băgate și cred că acolo a fost căldură prea multă. Am mai și gătit de sărbători acolo, am pus în aragat să nu fac în bucătărie prea mult. Cu siguranță așa s-a întâmplat. Deci da. În condițiile astea s-au dezvoltat adenci patogen, ciupercile ca atare, nu alea care le știți noastră cu pălărie, sunt agenți patogeni care nu-i vedeți cu ochiul liber și ăia fac necazuri. Mai ales în condiții de căldură și umiditate relativ mare. Da. Aș mai avea o întrebare. Am un loc de vreo 50 de ari și are pir. Nu știu cum să fac să scap de pirul ăla de acolo. Simplu. Terenul este gol. Nu aveți semănat nimic pe el? Nimica. Acum nu am nimica, dar e arat. Nicio problemă. Primăvara foarte devreme. Ce vreți să puneți acolo? Porumb. Dacă vreți să puneți porumb, atunci vă cumpărați ori produsul Bandera, ori Titus. Sau Titus Plus. Plus, da. Da? Cu ăla rezolvați problema după ce ați semănat porumbul, el răsare și pirul, ierbicidați când porumbul are maximum 6 frunze. 6 frunze, da. Și ați rezolvat. Pot să le pun una amândouă? Cum? Unul din ierbicide. Nu trebuie, vă cumpărați unul, Titus Plus vă cumpărați. Rezolvă problema. Sau Bandera. Sau Bandera. Da. Da. Vreau iară să vă mai întreb, am auzit-o la dumneavoastră de stropitul pomilor. Da. Mospilan oil. Da. Cu cupru. Cum fac? Că eu am luat mospilan oil pentru 100 de litri. Da. Și pun și am luat al cupral. Pot să-l pun o dată? Bun, faceți în felul următor. Acum, în perioada asta, faceți tăierile de întreținere. Da. Le-am făcut astăzi. După care faceți tratamentul cu produs pe bază de cupru. Da. Da? Și în primăvară, când vedeți noastră că încep să îmbobocească... Să pleznească mugurii. Să pleznească mugurii, atunci stropiți cu mospilan oil. Da, da. O să mai revin cu telefon pentru că eu mi-am făcut un solar și e pentru prima dată. Nicio problemă. Chiar dacă nu reveniți cu telefonul, ne ascultați că noi dăm sfaturi în permanență și pentru solar și pentru grădina afară și
Nu e o problemă. Am înțeles că pot să pun teracalco, să dau un loc... Sigur, acum se poate aplica teracalco și incorpora în sol cu motocultorul. Da. Vă mulțumesc, o zi bună, asemenea. Multă sănătate. Alo, bună seara, vă ascultăm. Alo. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara. Bună seara. Aș avea... Alo? Da, vă ascultăm, spuneți. Aș avea și eu câteva întrebări, vă rog. Da. Vă rog, că acum s-a pomenit de teracalco, cum se administrează? Ce cantitate la 100 de metri pătrați? La 100 de metri pătrați puteți să puneți 20 de kilograme. Un sac din acela de 20 de kilograme îl împrășteați pe sol și îl încorporați în sol cu motocultorul sau cu grebla sau cu ce scule aveți. Cu grebla, că e o suprafață mică. Da. Domnule inginer, încă o problemă. Da. Am cumpărat o sticluță de talent. Acolo scrie la 10 litri de apă se pune... Sticluța ce cantitate are? 100. Aia e nu pentru 10 litri de apă. 100 de mililitri are sticluța? 100 de mililitri. Da. Deci talentul se folosește 20 de mililitri în 10 litri de apă. Deci 20 mililitri la 10 litri exact, de apă. Exact. Da, așa. Deci încă o problemă cu care eu nu sunt clar deloc. Spuneți. Am și eu niște pom și... Da. Am folosit de multe ori Cistanul, Fiola. Fiola e de 10 litri, de 10 mililitri. Ce anume? Ce produs ați folosit? Cistan. Sistein. Sisteinul, da. Sau Sistein, cum îi zice, da. Nu știu. Și la 10 mililitri, la 10 litri de apă scrie pe Fiola, pentru 50 de litri de apă e 10 mililitri. Și dacă am numai 10 litri de apă, cum să scot de acolo? Simplu, Fiola e din plastic. Plastic, da. Așa. Dumneavoastră să vă cumpărați o siringă cu ac. Am. Înțepați unde e capătul ăla subțirel. Înțepați acolo... Extrageți 2 mililitri, puneți în 10 litri de apă, faceți tratamentul. Plasticul se închide. Se închide sau îi puneți o bandă scotch acolo să nu curgă și să nu... Sau ceva scotch să pun. Exact. Și îl folosiți tot așa din ambalajele de unde puteți să extrageți lichid cu seringa și dozați în funcție de cantitatea de apă. Poate și 10 litri vă e mult și nu aveți nevoie. Și atunci faceți numai cu 1 mililitru. Deci cu seringa extrageți cantitatea de substanță pentru cantitatea de apă necesară. Da. Încă o întrebare, vă rog. Știți că dumneavoastră vorbeați și din anii trecuți și din anul trecut octailul acela pentru stropitul roșilor, acrobatul, bravo, asta. Bravo, știu că nu se mai găsește. Așa. Așa. E valabil cu octailul ăla, că eu anul trecut am stropit tot cu octailul. Dacă aveți produsele, le puteți utiliza. Dacă nu aveți produsele, atunci noi în primăvară venim cu alte produse. Dar să știți că eu le am în afară de Bravo. Bravo mai găsiți și acum încercați pe site-ul Verdon. Dar nu vă supărați, eu sunt bătrână, n-am... Nici o problemă, poate că aveți o cunoștință care se pricepe la telefonul ăsta, la sculele astea mai moderne. Da. Și... Să uite pe site-ul Verdon. Mă uit eu acum să vă spun dacă este, dacă s-a scos din us, posibil să nu-l găsim nici aici. Dar... Dacă nu găsiți, atunci să căutați produsul Matiz. Cum? Matiz. M-A-T-I-Z. Matiz. Matiz, da, mașină. Sau dacă nu găsiți nici ăsta, Trineo. Trineo? Da. Da. Toate le puteți folosi în loc la Bravo. La Bravo, da. Și încă, așa, omiat cu omida păroasă, nu știu ce să mai fac cu ea. Omida păroasă a dudului o puteți combate, notați un produs, poate că îl găsiți. Bactospain. Cum? Bactospain. Bactospain. Spain. Bactospain.
E un produs care inhibă chitina la omizile. Numai atâta că trebuie să-l aplicați în momentul în care le vedeți dumneavoastră omizile în cuib, așa cum se văd în poză acum. A, da. Da? Da. E un produs bio foarte performant, să știți. Da. Și păduchele linos? Păduchele linos îl puteți combate cu produsul Calypso. Da. Împreună cu Envidor. Să știți că am făcut trei săptămâni. Dar trebuie să repetați de 3 ori, o dată pe săptămână și rezolvați problema. Deci dăunătorul nu cade de acolo, rămâne puful ăla așa, dar cu timpul rămâne când vin ploile, se spală. Deci insecta va muri. Da. Și o ultimă întrebare și am terminat. Da, spuneți. Poliramul. Ce fel de substanță? E de contact sau de... Poliramul este produs sistemic. Dar nu știu de ce scrie pe plic contact. Nu. Poliram. Poliram este produs sistemic. Poli cu Y. Poliram. Așa se scrie. P-O-L-Y. Poliram. Da, cu Y. Poliram. Da. Și scrie Poliram Combi, nu? Dar nu mai știu, la atâta știu. Da. Deci este produs sistemic. Da, sistemic. Bine, vă mulțumesc din suflet. Cu mare drag. Multă sănătate și dumneavoastră. Alo, bună seara, vă ascultăm. Alo, bună seara. Bună seara, domnul inginer. Să rămână. Am un gazon și este plin de muști. L-am greblat. Da. Și am auzit la dumneavoastră la emisiune că e erba muști. Da. Este bun, da? Este bun herbamușul, dar gândiți-vă că acolo unde apare mușchi înseamnă că fie este umbră, fie este umiditate. Deci noastră... Da, este umbră. Așa. Este umbră, domnul Ceratușina. Da, atunci trebuie cumva să atenuați și acest aspect și puteți să combateți mușchii din gazon sau în zona unde v-a apărut cu acest herbamuș, dar cumva trebuie să și eliminați umiditatea aplicând teracalco. Puteți să presărați teracalco în zona aceea și mușchiul nu se mai dezvoltă. Nu o să mai aveți în viitor ce să combateți. Iarba rămâne, gazonul rămâne. Deci iarba nu dispare. Nu. Și ce îngrășăminte pot să mai aplic? Puteți să aplicați solfert. Și să aibă toate cele patru elemente, cele trei elemente. 20. Acum în prima fază. Iar în timpul verii, mai trebuie să aplicați o dată de două ori sau chiar de trei ori, dar să aibă cifra din față, prima, mai mare decât celelalte. Adică azot mai mult. Da. Și încă o întrebare, domnul Ingrid. Am un goș și azi am văzut că au lăsarii până la 2 metri. Cât să-l tai? Ce pom aveți? Goji. Aia cum doriți dumneavoastră. Nu este nicio problemă. Îl fasonați în funcție de cum doriți dumneavoastră. Vă doriți să-l conduceți pe sistemul de susținere? Are nevoie de sistem de susținere sau de un arac de ceva? Da. Îi conduceți brațele alea sau corzile acelea. Lăstarii, îi conduceți pe sistemul de susținere astfel încât din el să pornească alți lăstari roditori. Da. Și am 2 lămâi și pe dosul frunzelor au apărut ceva maronii, niște... Păduc țestoși. Da. Pe nervura principală. Da. Vă rog să vă cumpărați produsul Calypso plus Envidor. Da. Și puneți în 5 litri de apă 2 ml de Calypso, 5 ml de Envidor. Soluția o puteți păstra o lună de zile și faceți 3 tratamente la interval de o săptămână. Da, domnul inginer. Dar să stropiți în așa fel încât să nu curgă soluția pe frunză. Așa foarte fin, pulverizat foarte fin. Foarte puțin. Da. Și am auzit înainte, doamna spunea de bravo, eu am luat asta toamnă o cantitate mai mare. E bun pentru roșii? Sigur.
Dacă îl aveți, da. Tocmai aia spuneam, dacă îl aveți, puteți să-l folosiți, da, în combinațiile recomandate. Noi nu mai putem, da, să-l recomandăm pentru că s-a scos de pe piață, nu l-am mai găsit nici pe site-ul Verdon. E clar, în schimb, Envidorul pentru dumneavoastră l-am găsit pe site-ul Verdon. Deci dacă vă e mai comod să vă comandați online produsele... Noi de recomandat le recomandăm pentru că ce dorim? Produsele care le aveți în stoc să le folosiți, să nu le aruncați. Pentru că, da, odată, da, ce le aruncați, produceți efecte secundare și neprielnice mediului înconjurător. Mai bine, da, le folosiți în tratamente fitosanitare până când le terminați. Da, domnul Inger, mulțumim. Mulțumesc frumos, o zi sănătate. Bună și multă sănătate. La fel, multă sănătate. Oleomin, ulei mineral, pentru tratarea pomilor fructiferi, în perioada de repaus vegetativ. În rețeaua magazinelor Glisando. Alo, bună seara, sunteți în direct. Să română, bună seara, domnul inginer. Bună seara. De la Târgu Mureș vă deranjez, Teodor Silva sunt. Vă ascult. Am o întrebare, domnul inginer. Am înțeles că de câțiva ani s-a reintrodus pe piață polisulfura de calciu. Da. Dacă puteți să-mi spuneți pentru tratamentele de iarnă în ce doze se poate folosi și ce... dăunători și boli... Dozele la polisulf, tip MIF se cheamă, fosta polisulfură de calciu, o găsiți acum în comerț. Dozele sunt foarte corect scrise, pentru că polisulfura de calciu se poate folosi și în perioada de repaus și pe vegetație. Și le găsiți dozele în funcție de momentul în care le aplicați, le găsiți foarte, foarte frumos scrise pe ambalaj. Vă spun, la 10 litri de apă vă trebuie. Da, nu, ca la mai mult, la vreo 50. La 20 de litri la 100 de litri de apă. Am înțeles. În perioada de repaus vegetativ. Însă dacă aveți probleme cu sănătatea, cu plămânii, să aveți grijă, că nu puteți sta acolo. Mască, obligatoriu, da. Mască. Mască. Deocamdată nu am probleme. Păi să nici nu aveți, folosiți mască de la bun început. Da. Are rolul de a combate dăunători, are și efect acaricid și efect fungicid. Deci dacă aplicați polisulfura de calciu, nu mai trebuie să faceți acea combinație cu ulei, cupru și insecticid. Am înțeles, vă mulțumesc. Domnul inginer, o întrebare. Da. Așa, pentru o curte de vreo 2 ari... pentru gazon, deci săpat urmează să înghețe eventual sau să-l greblu mai târziu când se usucă. Așa, și vreți să plantați, să instalați, nu, gazon, să seminați? Sau? Gazon, da. Dacă îmi recomandați zonă sud-estică, așa, deci cu expoziție sud-estică, da, dacă puteți recomanda vreun soi de gazon? Sau... Nu este, vă spun ce să cumpărați. Mergeți în supermarket, acolo unde sunt saci cu... Și căutați unde scriu 5 denumiri. Lolium perene, lolium multiflorum, festucra, rubra, este pertusa, o combinație de semințe. Deci trebuie să fie cel puțin 5 specii. Deci sunt mai multe într-un sac, într-un ambalaj. Deci e un amestec. Da, am înțeles. E un amestec de 4-5 sortimente. Lolium, festuca, bromus, sunt mai multe. Căutați. Cu cât e combinația mai mare, cu atâta gazonul este mai performant și mai rezistent. Știți să înființați gazon? Da, am făcut la alții, nu mi-am făcut mie, asta e problema. Am înțeles, da. V-ați făcut mână, v-ați făcut practică. Da. Am înțeles. Bine, vă mulțumesc, da. M-a scuzat de deranj. Nici o problemă. Multă sănătate. Alo, bună seara, vă ascultăm. Bună seara. Bună seara! Bună seara! Am două plante de cameră, o dracena, da, la care vârfurile sunt maronii. Da. Am încercat diverse tratamente, dar nu funcționează. Acum, în prezent, am îndepărtat toate vârfurile maronii, da, că așa am găsit. Le puteți tăia ușor, nicio problemă, însă după ce le tăiați, căutați în prăvălie produsul Matiz sau Trineu. Așa. Și... Vin în cameră. De asta v-am spus, că astea nu au miros, nu se întâmplă nimica cu sănătatea dumneavoastră. Sau, dacă nu le găsiți, produsul Ditane.
Da. Faceți tratamentul dacă ne am văzut că se amestecă sau... Nu. Deci unul din ele, oricare, dar nu. Matistri, neo sau ditane. Deci unul din ele. Unul dintre astea trei. Dacă aveți teamă legat de aceste produse, fie scoateți planta pe perioada tratamentului afară, faceți tratamentul și o introduceți în casă sau o duceți în baie. E clar că dacă pulverizați și parchetul sau covorul. Cu soluțiile astea. Și trebuie pulverizate cu pompa. La cât timp și ce concentrație? La un interval de 2 săptămâni. Deci într-un litru de apă ajunge un litru de apă. Da, că doar o singură plantă. Bun, într-un litru... Dar e mare, de vreun metru. Da, asta v-am întrebat. Dacă ajunge un litru de apă? Ajunge. Dacă ajunge un litru de apă, 2 mililitri ori din care. Iar ditanele un vârf de cuțit, așa cum puneți dumneavoastră praful de cob la o prăjitură. De cât timp nu i-ați schimbat pământul? Păi am luat-o dintr-un magazin și am schimbat pământul anul trecut. Am înțeles. Și o udați cu apă de ploaie, cu apă de la robinet sau cu apă stătută? Apă de la robinet, dar e fără clor, că nu. Din pământ, o dată în săptămână. Să lăsați apa, o luați într-o sticlă și o lăsați cel puțin 3-4 zile. Toată apa de la robinet are clor. Da, posibil manifestările cu vârfuri uscate să fie și de la intoxicația cu sodul din apa de udat. De a vă recomandam fie apă de ploaie, fie apă stătută. Dar apa e din pământ, din țeavă bătută. Nu e. Am înțeles. Ce vreau să vă întreb? Deasupra pe pământ nu aveți ceva așa alb? Ușule. Da, da. Vedeți? Da, da. Alea sunt sărurile de la apa dumneavoastră. Poate să fie și o intoxicație cu săruri sau lipsă de microelemente. Microelemente înseamnă fier, mangan, zinc, bor, care aduc un aport plantelor și le fac să se dezvolte mult mai frumos, în afară de macroelemente. Să folosesc foliplant. Puteți să vă cumpărați foliplant, îl folosiți la absolut toate plantele care le aveți. Aceeași problemă întâmplă și cu planta difembachia, care e lângă ea. Da. Faceți la toate însă știți ce cusura... Dar la difembachia, pe frunză, în mijloc sau la vârf, apar pete maronii. Să vă spun ceva. Și când o rupeți, lasă un latex? Da. Nu. Nu se poate. Cum adică? Adică când rupeți o frunză, nu elimină un lăptișor așa, în rană? Difembachia, nu. Nu. Are difembachia. No, n-are importanță. Faceți tratamentele, faceți aplicațiile la amândouă ce v-am spus. Încercați... Da, mi-a zis O dată în săptămână? O dată la 2 săptămâni. Deci 2 tratamente. Acum și peste 2 săptămâni. Bine, și 2 tratamente. Și să eliminați apa care o folosiți, pentru că apa aia are săruri. Și sărurile alea stau deasupra. De-aia aveți dumneavoastră pământul alb. Mai bine puneți apă de la robinet, frumos, și o lăsați 3-4 zile într-un vas, după care o folosiți. Da. Și produsele de tratament sunt compatibile și cu îngrășământul foliar. Odată ce îl pulverizați, puteți să amestecați și îngrășământul și unul dintre cele 3 produse. Deci îngrășământul nu-l bag la rădăcină, îl tropeți. Pe frunză să foliar, odată cu tratamentul. Dar foliplantul puteți da și la sol și pe frunză, nicio problemă. Mulțumesc mult! Multă sănătate! Alo, bună seara, vă ascultăm! Bună seara! În legătură cu o cultură de smeuri, da, pe care am înființat-o, anul trecut am avut o problemă, de fapt mai multe probleme cu care m-am confruntat. În primul rând cu molia smeurei, un fluture cu aripi pătate cu negru. Da. Având în vedere faptul că era în timpul coacerii, nu am știut ce tratament pot să-i aplic. Da. Bănuiesc că anul acesta voi avea o invazie de această molie. Ca să combateți insecta respectivă, vă recomand să vă cumpărați produsul Talent sau Dascor. Și îl folosiți până la înflorit. Da? Cu pauză.
De o săptămână. Cu pauză de o săptămână. Bun. Da? Iar în timpul vegetației, înflorit și fructificat. După înflorit și după fructificare și eventual când recoltați, notați-vă două insecticide bio. Flipper și Requiem. Unul din ele. Și cu acestea pot să stropesc. Cu asta puteți să stropiți și a doua zi să recoltați și să mâncați. Bun. Dar teoretic, pe baza tratamentelor care le aplicați înainte de înflorire, ar trebui să nu lăsați prima generație să se instaleze în cultură și astfel reușiți să stârpiți dăunătorul. Important este și indicat ar fi să nu lăsăm dăunătorul să se instaleze în cultură, nu să-l combatem pe cultură. Până anul trecut n-am... Vă ascultăm. Până anul trecut n-am făcut tratamente. Da, trebuie neapărat să faceți ca și la pomii fructiferi, trebuie făcut tratament. Dar vă mai întreb încă ceva. Să examinați corzile, să vedeți, nu aveți pe corz ceva umflături. Da, știu despre musculița galicolă. Da. Și aia poate fi o problemă. Da. Neapărat, atunci când curățați... Am și așa ceva răsleț. Da. Bun, dacă și... aveți răzleț, tot ce cu așa ceva umflătură, le eliminați până la sol. Da, știu lucrul acesta, trebuie scarse coardele. Exact. Am mai avut o problemă anul trecut cu pătarea brun-violacee. Da. Problema este că, ca și aspect, după ce am văzut pe internet, seamănă cu cancerul lăstarilor. Poate să fie aia sau poate să fie o lipsă de microelemente. Ia încercați să dați cu foliplant. E un îngrășământ foliar. S-ar putea întâmpla să fie acolo lipsă de magneziu sau de bor. Am dat cu un foliar bio. Nu rețin acum... N-are importanță. Încercați ce v-am spus eu, pentru că ăsta conține foarte multe microelemente. Și... ca să protejați cultura de boli, acum nu știu dacă vorbim de pătarea brun-violacee sau de cancer, nu se rezolvă cu lucrurile acestea, dar încercați să eliminați restul bolilor aplicând produsul Topaz sau Ortiva Top. Topaz? Topaz sau Ortiva Top. Poate să apară făinarea, poate să apară boli care nu le-ați văzut. Da. Cancerul și pătarea brun-violacee nu mai putem trata. Corzile trebuie eliminate. Dar putem să eliminăm alte boli și să întărim sistemul imunitar al plantei ca să ignore restul bolilor. Da, din câte am observat acum, jardele... nu sunt pătate cu maro. Acum nu, au fost pătate până în toamnă. Este făinarea, ce v-a spus Cristina, Topaz. Da, Topaz. Și cum se aplică tratamentul? De când apar primele frunzulițe, faceți tratamentele și cu insecticidul pe care vi l-am recomandat și cu unul dintre fungicidele recomandate. Odată la 2-3 săptămâni, dacă puteți, trebuie tratate plantele. Eu sunt de principiu cât mai multe tratamente și cât mai bine făcute înainte de fructificare, ca atunci când recoltăm să nu mai punem pesticide pe fructe. Deci faceți și menține sănătatea plantelor până atunci. Foliplantul e foliar. Îngrășământ foliar, da. Și obligatoriu la plantele, mai ales care fructifică și care consumă elemente nutritive, este obligatoriu și administrarea de îngrășăminte la sol și suplinirea îngrășămintelor prin îngrășăminte foliare. Am înțeles. Și le pot aplica într-o stropire toate trei deodată? Sigur, sigur. Da, am înțeles, dumneavoastră, anul trecut ați plantat zmeura. Nu, am plantat pe cam de 5 ani. De 5 Problema ani. E că n-am avut probleme până anul trecut. Bun, deci trebuia din primul an să executați tratamentele. Acum faceți toaletarea culturii și după toaletare aplicați cât se poate de repede tratamentul care vi-l spun eu acum. Da, vă rog. Midos Oil... Zebra, insecticidul zebra
și cupridin. Toate le amestecați în 10 litri de apă, puneți o fiolă de zebra, 30 de grame de cupridin și 100 de mililitri de Midos Oil. Și faceți tratamentul acum, în perioada asta. Deci acum? Da. Dar după ce ați făcut toaletarea, ați eliminat corzile bolnave, ați eliminat acolo absolut tot. Faceți tăierile în scurt până la 30 de centimetri și așa mai departe. Da, da, da. Mai aveți întrebări? Dacă pe lângă zmeuri, cu tratamentele acestea, mai ating și pomi, ceea ce v-am spus eu acum, tratamentul ăsta, e valabil și la pomii fructiferi. A, bun. Bun. Și dacă fac tratamentul ăsta cu ulei horticol, nu mai dau. Dar vi l-am spus, uleiul horticol. Midos Oil. Deci, cu o singură trecere, rezolvați trei probleme. Deci puneți în 10 litri de apă cupridinul, 30 de grame, puneți insecticidul zebra și puneți 100 de mililitri de Midos Oil. Ăsta e uleiul. Și, combinația aceasta se aplică pe arbuștii fructiferi, în cazul dumneavoastră smeura, pe pomii fructiferi, pe vița de vie și pe trandafiri. Oh, minunat! E tratamentul din repaus vegetativ sau de iarnă, cum se spune popular. Bun. Eu vă mulțumesc din tot sufletul. Mi-ați răspuns la foarte multe întrebări. Sănătate. Mulțumim și noi, multă sănătate vă dorim. O zi bună. Productivitatea, timpurietatea și gustul sunt caracteristicile de bază ale semințelor Hectar. Ardeiul Gogoșar Traian F1 este un hibrid timpuriu, viguros, compact, pretabil în culturile din câmp și spații protejate, cu fruct cu pulpă cărnoasă și conținut de substanță uscată ridicată. Hectar, hibrizi de legume cu genetică românescă. Alo, bună seara, sunteți în direct. Bună seara. Bună seara. Am o rugăminte, am niște cireși. Da. Și până așa pe sfârșitul iulie, cireșii sunt cam de 12 ani puși. Da. Deci pe sfârșitul iulie așa apar pe frunze niște pete mici ruginii, da, și după aia se îngălbenesc, da, și ca toate frunzele de pe cireș mai apar numai așa pe vârful crengii două, trei frunzuțe de-astea care sunt tinere, care dau. Deci, și restul, mi-e frică că se usucă. Aia este o boală, spune polistigma. Pe frunze apar niște puncte ca și capetele de chibrit roșii. Da, 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 da. Așa, deci este o boală, o ciupercă. Dumneavoastră o puteți combate foarte, foarte ușor. Da. Cu produs pe bază de cupru, dar ne urmăriți în perioada când, după ce faceți tratamentele astea de iarnă, dar înainte de această chestiune, greblați toate frunzele care le aveți dedesubt sub pom. Și le dați foc. Este rezerva biologică a ciupercii acolo. Da, 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 da. De acolo suflă vântul primăvara și o pune pe frunzele tinere. Da. Da? Și acum m-am gândit că să-i fac ceva tratament de iarnă acum. Dar nu ați auzit ce am spus la doamna dinainte? Vă rog să notați. Da. Deci, produsul oleomin. Oleomin. Al doilea produs, talent. Talent. Și al treilea, CEMP 77. Ordinea, CEMP? Da, CEMP 77. CEMP 77. Da, și le puneți în ordinea inversă, cum vi le-am spus, în apă. Prima dată puneți cempul, după aceea talentul și după aceea uleiul, da? Deci nu le, deci le, și toate odată? Toate odată le amestecați. În 10 litri de apă,
puneți 30 de grame, notați în dreptul la fiecare, că vă da, spun. Da, 30 de grame, de da. De cemp, 20 da. De mililitri de talent. Da. Și 100 de mililitri de oleomin. Da. Asta e ordinea în care le puneți în apă. Da. În 10 litri. Le amestecați da. Bine și stropiți la îmbăiere. Acum, stropire de iarnă. Mâine. Da, da. Când mâine, să fie temperaturile pozitive, să nu înghețe soluția pe pom și aș avea rugăminte la dumneavoastră să nu tot repetăm informațiile. Dacă aveți timp și posibilitatea să ne urmăriți sfaturile, că noi, în cadrul acestei emisiuni, vă spunem pas cu pas ce tratamente să faceți. Dar tot timpul v-am urmărit, dar n-am prins chestia asta. Vă mulțumesc foarte mult. Multă sănătate. Alo, bună seara, vă ascultăm. Alo? Bună seara, sunteți în direct. Alo, bună seara, vă ascultăm. În telefon ne auzim. Lăsați televizorul și în telefon ne înțelegem. Da. L-am lăsat. Vă ascultăm. Am un rămâi. Da. Are vreo 12 ani. Anul trecut a înflorit, a făcut vreo 20 de flori, au legat. Da. Și după care au început să cadă. Și acum mi-au mai rămas doar 3 lămâițe. Da, pentru... Au început să se îngălbenească și ele, încep să se coacă. Da. Problema e în felul următor. Am avut și un atac probabil de păduchi lânos. Da. Și l-am tratat cu mospilan. Așa. Acum nu mai am nimic. Așa. Adică este curat. Da. Și problema este ce trebuie să fac eu totuși ca să am producții de lămâi. Că lămâi este mare. Eu sunt pe balcon. Da. Acolo are temperatură iarna 18 până în 18 grade. Corect. Deci, va trebui să faceți dumneavoastră următorul lucru. Da, deci, profesor. în primul rând, în fiecare dimineață, da. Să-l pulverizați cu apă. Dar apa să fie stătută, să nu fie rece de la robinet. Deci, o pulverizare... De ploaie. Pulverizare fină. Da, dar de cu apă de ploaie. Exact, o vaporizare pentru da, că... Da, cu apă de ploaie, dar da. Pulverizați cu pompița. Da. Da? După care, dumneavoastră, la sol, pe pământ, puteți să-i da. Aplicați un îngrășământ. Și vedeți da. Că în prăvălie sunt pliculețe solfert. Solfert. Da. Că găsiți un pliculeț dintre ăla și... Odată pe lună îi puneți o linguriță de... Nu-l dizolvați în apă, îl puneți pe pământ, că este 100% solubil în apă și el în timp se topește și ajunge și hrănește planta o perioadă mai lungă de timp. Și neapărat, cum am spus și doamne, plantele care rodesc, care înfloresc sau care fac fructe, sunt mari consumatoare de îngrășăminte. Neapărat, când apare o suprasarcină, când lămâiul înflorește sau când lămâiul fructifică, ajutați-l și hrăniți-l, dați-i și la sol și foliar îngrășăminte. Că altfel ori își aruncă frunzele, ori fructele, pământul ori în care stă el acolo, mai ales de atâția mari de ani, de 15 ani, cât a zis dumneavoastră, e mic. E un vas mare, cam de vreo 100. Ia încercați dumneavoastră să vedeți că toate rădăcinile sunt pe marginea ghiveciului. Vă spun eu. Deci trebuie neapărat să îl hrăniți. Dacă nu hrăniți, el își elimină fructele pe care nu le poate hrăni. Ne-ați auzit? Alo, bună seara, vă ascultăm. Alo? Bună alo? Seara, sunteți în direct. Bună seara. Bună seara. Vă ascultăm. Alo? Da, vă ascultăm. În telefon. În telefon, acum să-mi închid, că tot am ascultat ce ați vorbit. Da. O mare rugăminte. Da, spuneți. În legătură cu fasolea. Da. Am și prin porumb, am pus 3 rânduri de porumb, numai ca să se agațe fasolea pe el. Și am pus și așa un rând din aia o loagă. Așa. Toată, mai mult de jumătate mi-a mâncat o gărgărită, e toată găuri. Da. Ce trebuie să faceți? În momentul, da. În momentul acesta, dumneavoastră, să mergeți la o fitofarmacie, să vă cumpărați
unul din produsele pe care vi le spun eu acum. Aveți un creion să notați? Da, da, am. Bun. Am. Vă rog să notați. 1. Da. Talent. Da, cam mai... Da. Așa, al doilea. Juvinal. Juvinal. Da, al treilea produs. Dascor. Da. Dascor? De la Dumitru, Dascor. Da. Al treilea produs. Karate. Asta-i... Karate Zeon. Ați reușit să notați? Da, noștere 4, da. Așa, și dacă mai găsiți în prăvălie, Envidor. Da, am lucrat cu el. Dacă ați lucrat cu el, atunci, în momentul când fasolea înflorește, da, atunci să faceți tratamentul. Cu unul din produsele pe care vi le-am spus cu, eu. Cu unul din astea. Unul din ele. Și cred că cel mai repede găsiți Envidorul, găsiți și pe site-ul Verdon, dar scorul nu-l mai găsiți pentru că s-a scos din us și nu-l mai găsiți. Talentul, anul trecut am... Poate că aveți un insecticid de acolo. Da. Și încă ceva, deși ați mai vorbit și cu domnul despre lămâi și eu v-am mai sunat odată prin luna decembrie, și mi-a zis, i-am stropit 3 săptămâni la rând, cum mi-a zis, apoi iar ori mai înflorit, mai puține flori acum, dar și care au înflorit, totul căzut, n-au rămas. O singură lămâie am de anul trecut. Să vă explic. Lămâie au cam vreo 12 ani. Fenomenul este, mai multe lucruri care trebuie urmărite. În primul și în primul rând, când înflorește, n-are voie să fie în curent de aer. În al doilea rând, când înflorește, normal, floarea ar trebui polenizată. Dacă aerul nu se mișcă acolo în interior... Na, păi acum au fost în interior, aici într-un living. Vedeți? Așa. Bine ar fi în momentul când înflorește. Să urmăriți, după 3-4 zile de la înflorit, cu o pensulă foarte fină, să dați peste floricică, așa, în interior. Să spargeți grăunciorii de polen, să spargeți staminele ca să poată poleniza. Și atunci se formează fructul. În mediul lui ambient, polenizarea o face vântul și insectele. Vânt n-aveți acolo pe coridor, insecte nici atât. Dar puteți băza dumneavoastră. Când a florit, în primăvară, atâtea flori au făcut, fost albi ca și prunii. O singură lămâie mi-a rămas. Că nu se... Sigur, nu. Fost în curte. Dar nu se polenizează. Știți care e toată treaba? Acum trebuie să înțelegeți. Lămâiul nu-i pentru zona noastră climatică. Lămâiul pentru zona mediteraneană. Noi încercăm să facem niște artificii, dar din păcate nu la toți ne reușește. Eu nu știu, că mai anii trecut totuși mai rămâneau, nu multe, dar totuși am avut și... Noi avem și stupi, că avem în grădină vreo 70 de stupi. Nu puteau să le... Da. Posibil, dacă e afară, posibil și condițiile climatice să împiedice maturarea polenului, să nu se producă polenizarea, chiar dacă umblă albinele pe el, dacă îmi spuneți că aveți stup. Deci sunt o serie de factori care duc la formarea fructelor. Dacă nu... se polenizează, dacă nu se maturează polenul, dacă este umiditate, dacă este temperatură foarte mare, polenul se maturează. Degeaba vine albina și polenul. El a avut și asta. Înțelegeți? Când, după ce s-a polenizat, ca să se formeze fructul, planta trebuie să aibă hrană. Haideți că vă mai spun eu încă un lucru important. Să vă procurați din timp înainte de a-l scoate afară produsul Amalgerol. Și îl stropiți cu Amalgerol înainte de a-l scoate afară și după ce l-a scos afară la 2 săptămâni din nou. Da? Și atunci vedem cum stau treburile. La 2 săptămâni. Da, după ce l-a scos afară. Nu m-a stropit pe frunză cu ăsta. Da. Cum se prepară? Scrie pe... Sigur, scrie pe sticlă, dar vă spun eu, 10 mililitri, 100 de mililitri în 10 litri de apă. Mai aveți întrebări? Mulțumim, vă dorim multă sănătate. În 30 de secunde vă ascult întrebarea dumneavoastră. Alo, bună ziua!
Alo. Alo. Bună seara, vă ascultăm 30 de secunde. Bună seara. Ne presează publicitatea. Știți, Amabilă, vă rog, în loc de var, cu ce se poate da pe trunchiurile pomilor? Teracalco amestecat cu... Cantitatea, cât la 10 litri? N-are importanță, trebuie să faceți o pastă din teracalco, apă și talent. Și puneți amestecați acolo, faceți o pastă și văruiți trunchiul pomilor. A, bun, și cu adjuvant, nu? Da, da. Dacă găsiți breakthrough pe site-ul Verdon sau Nicea. Deci nu contează cât pun la 10 litri de apă. Nu se întâmplă nimic. Nu, trebuie să faceți o pastă. Să faceți o zeamă, un lapte de var. Da. O pastă consistentă să vă stea pe pensulă, să puteți pensula. Și talent cât trebuie pus? 20 de mililitri. 20. Bine, mulțumesc frumos. Multă sănătate. Luăm o scurtă pauză de publicitate, revenim.